Sâmbătă 3 decembrie 2022 mă aflu în localitatea Păulești din județul Prahova, unde se desfășoară expoziția columbofilă anuală a UCPR Prahova. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre campionii acestei federații din județul Prahova. Este vorba despre domnul Licuță Cristian, pe care îl salut. Vă salut, domnul Cristi. Ce faceți? Am înțeles că la fel de bine a mers și anul ăsta, nu? Câți porumbei aveți în expoziție? 9 porumbei. 9 bucăți. La ce categorii? Unul la azi maraton 3 ani, palmarez, locul 2, pe județ, locul 7 național. O femelă la 3 ani în fond, palmarez, locul 3. O femelă la azi maraton 2 ani, locul 2, pe județ, locul 10 național. La azi viteză am mascul locul 3, pe Prahova locul 31 național. Mai am o femelă locul 28 național și 4, la palmarez 3 ani, demifond. Practic la toate categoriile aproape, nu? Toate categoriile. Și viteză și demifond. Viteză am decât 5 porumbei, dintre care mi-au intrat toți 5 în expoziție. Sau, nu știu, s-au pretat mai bine. Am jucat prima parte natural, au venit foarte bine, după care i-am văduvit. A durat o etapă, două, până și-au intrat în formă, după care iar s-a apretat foarte bine și la... S-au pus pe treabă, nu? Da. Și cred că am greșit în ultima parte, după derby, până în derby, după primul de 900, le-am dat drumul la perechiară și n-au mai făcut mai nimic. Adică cu puncte multe, cu... Da. Dar nu s-au pierdut, asta m-a bucurat, au rămas în continuare. Și mulțumim lui Dumnezeu. La timpul la care știu că nu prea l-aveți pentru ei, este? Da. Că nu prea aveți timp așa să stați de ei. Soția mă ajută foarte mult. Dacă n-ar fi ea, n-aș avea niciun rezultat. Adică, sincer să fim acum. Vii la săptămână, vii de două ori pe săptămână acasă sau la două săptămâni să faci rezultate, foarte greu. E greu. Foarte greu. Aveți o soție unică, să știți. Din punctul ăsta de vedere. Mult, da, ea antrenează, ea le face tratament, mă sună dimineața la prima oră, ce le dau, cum le dau, ce le fac. Ce le dau, da. Ce le fac. Ce antrenez, cum antrenez. Da, mă ajută foarte mult. Cu puii cum stați la momentul ăsta? Sunteți mulțumiți de cum ajuns? Foarte mulți puii au rămas, sunt foarte aglomerat, dar nu am ce să fac, ce să le rup gâtul, ce să le... Sunt foarte mulți, am 70 de pui, am furat 86 și au urmat 70. Și intrați cu ei în iarnă, cu toți? Da. Și la primăvară în lotul de zbor, da, nu? Da, toți. Vreau să joc, anul ăsta n-am jucat niciodată. Îmi bag aminte, în 2018 am jucat 6 iarnici și am și băgat în expediția națională cu 16 puncte la maraton iarnă, o femelă. Cealaltă 400 care e la fond, palmarez 3 ani, locul 3 acum pe județ. La fel, a fost la fond locul 12 național, ca iarlingă. Doar atunci am jucat. Erau curve, 4 femeile împerecheate între ele și da, m-am răzbunat pe ele într-un fel și ele mi-au dat satisfacție. Mi-a dat două palme. Nu e bine ce faci. Și ca drept dovadă au rezistat până la vârsta de 5 ani. Deci, ca yearling să joci 900, 2 de 900 și să reziști 5 ani, e ceva. Și schimbare de rută pe Ucraina, pe Polonia, au rezistat și aici, au făcut palmares. Foarte mulțumit, adică la timpul care la loc. Asta vă face încă o dată dovadă că aveți posteri de calitate, să știți. Da, te ajută. Din punct de vedere genetic, da. Te ajută porumbei și, dincă, te ajută și pasărea. Oaie, ăștia sunt porumbei. Și am mai adus acum ceva porumbei de la un prieten de la Vâlcea, 10 porumbei, să încerc. Dar mi-au rămas, din toți 10, mi-au rămas pui. Adică i-am împerecheat în 3-5 perechi. Ați apucat să scoateți anul ăsta din ei, da, am scos din ei, am zburat. Au fost cupluri care am zburat 4 pui, mi-au rămas 3, am zburat 3, mi-a rămas 3. Din alt cuplu am zburat 2, mi-au rămas 2. Dintr-unul am zburat 3, mi-a rămas 2, adică pierderi minime. Da. Și până la 350 de pui, eu sunt mulțumit. Și am adus porumbei de Ardeni, 3 la Iureț Irelu. Da, tot porumbei 2, de fond, nu? Maraton. 2 la Vasiliu, ceva așa. Una Bădin, unul de la Cârmâzan, un argintiu. Foarte mulțumit de ei anul ăsta. Să vedem acum, la 2 ani, că acolo e menirea lor, la fost și la maraton. Da. Așa, la 300 vine cu stolul. Da. Mă, la maraton, pentru anii mult mai greu. Da, mult mai greu. Pentru anii următori, ce proiecte aveți? Ce v-ați mai dori? Reduc.
vreau să mă rezolv. Ce redute să mai dobărți? La mat, că nu am foarte mulți la mat, mulți, că sunt aglomerat, da, și i-am ținut de dragul cu porumbeilor Dumitrache, Dincă, care Dincă s-a lăsat, Dumitrache, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Sunt porumbei care nu-i mai găsești cu una, cu două. Așa e. Și voi e greu să renunțați la ei. La fel, care tot Dincă și Dumitrache. Deci, am zis, bă, frate, nu mai te întâlnești cu porumbei ăștia. Dai lui unul porumbel, cumpru mut și la urmă îl vrei înapoi și... Nu știu dacă îl mai găsești. Nu că nu-l mai găsești, nu vrea să-ți mai ți-l dea. Parcă zici că îi l-ai vândut sau mai știu, nu știu. Da. Deci lumea e foarte, foarte... Nu e cum să cade. Dacă, bă, dacă eu ți-am dat un porumbel cu un prumut și peste 3 ani vin să ți-l cer. A, ce-i domne, că pe ăsta mi-l cer, care mi-a mers cel mai bine de el. Stai, mă, că e al meu. Deci aici e problema. Și de-aia am zis, nu mai dau cu un prumut nimic, mă reduc din ei, văd ce fac. Vă aglomerați până la urmă, da, că e nu greu. M-am aglomerat foarte mult. Am mai dat la un prieten, 2-3, dar cât să dai, că am foarte mulți, am 40 de perechi la mat, că sunt foarte mulți. Vreau să mă reduc undeva la jumate, 20 de perechi e suficient pentru timpul care pot să-l aloc eu porumbeilor. Eu zic că e suficient, 20 de perechi la mat. Plus produsele, că s-au scumpit toate, și da, hrana, da, și da, sunt scumpit, tratamentele, da. Și... Ca să iei acum, și ca să, una e să tratezi 20 de perechi și alta e să tratezi 40. Așa e. Deci, corect. Tratament dublu, orice produs se dă pentru 40 de porumbei. Dacă eu am 120, vă gândiți că e dublu, ca să tratezi. E bine că s-a terminat anul cu bine, că s-a încheiat cu bine, da, că sunteți mulțumiți de rezultate. În ciuda... Să-i ține sănătoși, să treacă iarna cu bine, să-i tratăm, să-i vaccinăm și să-i pregătim pentru anul. Ce să zic? Da. Baftă tuturor. Și... Poate venim la noastră, la o etapă de viteză, da, de mifon. Cu cea mai mare plăcere. De fond să așteptăm porumbei. Nu, porumbei am 5 porumbei. Unul e chiar aici, e locul 4, la de mifon. Albastru? Da, da, da. 40 și ceva de puncte, 42 de puncte la Denifon. Ultimile 4 etape n-am putut să mai zbor, că mi-a venit lovit. Ah. Da. Și porumbei sunt duță. Un prieten al meu, am făcut schimb cu el, i-am dat porumbei de maraton, mi-a dat porumbei de viteză. Adică am făcut un schimb. Nu m-a costat nimic pe el, Și ca drept dovadă, v-am zis, parcă am venit și una de la Onofrei de viteză. I-am dat 5 pui domnul Onofrei, dânsul a scos locul 3 pe Prahova la fond, cu o femelă de la mine scoasă la mine în coteț. Și eu m-am ajutat de la dânsul 4 ani consecutiv în expoziția națională. Cred că intră și anul ăsta, sper. E locul 4 pe județ și e primii 50 pe național. Eu cred că intră, că și anul trecut tot așa a fost, locul 262 și a fost la Demida, a avut puncte mai puține anul trecut. Și în 2017, da, are 5 da. Ani. Nu mai zbor oricum am oprit-o, dar 3 ani de expoziție națională și 4 de județeană. Și la general mi-a intrat, a fost locul 6 național, locul 2 pe Prahova. La Demifon la fel, mi-a luat, Andan mi-a luat cupă pe județeană, anul ăsta a ratat, e locul 4. Dar oricum, eu sunt oricum mulțumit. E bine. O femeie foarte constantă. Și a înțepat bine și la fund. Dar anul ăsta mi-a fost frică să joc cu Polonia. Dar mi-a venit locul 10 pe lansare la Nicolaev. Locul 52, următorul an. Bunicică și adică a confirmat și la Romusculator de Exceție. A confirmat și la fund. Uh-huh. Și chiar dacă nu se pretează urmei de viteză care joc, mi-e drag să joc toate categoriile, dar nu poți să ții 50 de porumbei de viteză, cum pe mine mă interesează maratonul. Am și orice ce avem în momentul de față, am 5 și mai am anul ăsta 2-3 iarlinci. Așa, deci 8 am, 7, că femeia a uscut, pe Argentina nu mai zbor la anul. Poți să joci și la crescător, dacă ai un 4-5 porumbei de viteză, să-ți faci și tu echipa. Mai joci un pariu cu un coleg la club, asta e frumusețea. Așa. Mai faci o caterincă, mai faci o glumă. Așa, dacă stăm cu somorii, stăm... Nu, ce să... Asta e spune cu un filier. Să-ți faci un prieten, să faci o glumă, să socializezi. Așa. Asta e scopul. Așa. Dacă noi ne dușmănim și ne invidiem în orice și ăla e nu știu cum, ăla e... Nu e frumos. Așa e. Eu zic că mult mai bine ar fi să jucăm cât mai mulți, să nu mai fie dușmănia asta, că a bătut Licuță, că a bătut Scarla, că a bătut, mai știu eu, Toma, băiatul ăsta, sau cum îl cheamă de aici, de la Brătășanca, că a bătut jandarmul, Mădălin,
nu contează, frate, stă de acolo, băi, omul lasă câștige, hai să jucăm împreună, să facem un numeric cât mai mare și ca să poți să scoți și tu un punctaj cât mai mic. Da. Dacă noi jucăm pe străduțe, cum poți să faci un punctaj record? Da, așa. Decât într-un numeric mare. Dacă noi jucăm, ăla joacă pe strada lui, ăla pe strada lui, n-ai cum să faci un punctaj deosebit. Am jucat cu Dumitrache în club, am jucat cu Dincă. Bă, frate, ambiționează-te, stai de porumbei, cumpără-ți porumbei, adu-ți porumbei de calitate, alocă-le timpul necesar. Mulți vor să facă performanțe, sunt la cârciumă, vorba lui Dumitrache, Dumnezeu să-l ierte. Nu se poate cu Inace să stai la cârciumă, să bei 7 beri și eu să mă duc dimineața și seara la Buzău și să ai pretenții să mă bați. Asta era vorba lui. N-ai cum să mă bați niciodată, poți să-ți aduci tu. Și ăsta este adevărul. Nu le aluci timp porumbeilor și nu le acorzi o deosebită sănătate, tăfier. Da, da. Și așa, nu ai cum să faci performanță. Nu există. Asta este. Așa e. Felicitări încă o dată, domnul Licuță. Vă mulțumesc foarte mult. Mult succes în continuare, vă doresc. Doamne ajută la toată lumea și sperăm ca la anul să jucăm cât mai mulți. Să fie cât mai bine. Da, numeric cât mai mare. Toate cele bune, cu stimă. Doamne, mulțumesc, sănătate.